Bună ziua! Ați vrea să creștem împreună această minunată rotiță. Cum avem nevoie de o croșetă de 1.3 și, bineînțeles, de o forfecuță. Eu am folosit acest fir și să ne apucăm de treabă. Dăm după deget. Așa. Și vom face un ui de lanț. Două ui de lanț, trei ui de lanț, țin locul prin picioruș. Și continuăm. Piciorușul dublu scurt. Piciorul dublu. Piciorul dublu. Vom face așa 24 de piciorușe duble. Am ajuns la cel de-al 24-lea picioruș. Strângem bine aici, să se formeze această rotiță. Și 1, 2, 3. În cel de-al doilea ochi ne vom uni cu piciorul scurt. Continuăm cu 3 ochiuri de lanț. Unul de separare. Și în fiecare ochi de lanț, picioruș dublu. Deci, în primul avem acesta. Cum continuăm? Cel de-al doilea. Ochi de lanț. Picioruș dublu, ochi de lanț. Piciorul dublu, un ui de lanț de separare, piciorul dublu, deci la fiecare picioruș aici avem unul la rândul următor. Deci avem prima dată 24 de piciorușe duble, iar acum rândul acesta tot 24 de piciorușe duble separat de un ui de lanț. Și așa vom continua până la sfârșitul acestui rând. Ajung la sfârșitul acestui rând. Unim, așa la rândul precedent, piciorul și alunecat. Iar acum ne ducem cu piciorul și alunecat între cele două piciorușe de aici. Deci în acest, practic ajungem aici, în acest spațiu, între cele două piciorușe. Facem 1, 2, 3 ochiuri de lanț, ținem locul de prim picioruș, 2 ochiuri de separare și în următorul spațiu, aici, picioruș dublu. Două ochiuri de separare, în următorul spațiu, picioruș dublu. Iar două ochiuri de separare, în următorul spațiu, picioruș dublu. Și așa vom continua tot acest rând. Deci, picioruș dublu, picioruș dublu, două ochiuri de separare, picioruș dublu. Fiecare spațiu va veni picioruș dublu, separat de două ochiuri de lanț. Am ajuns la sfârșitul acestui rând. Și ne unim iarăși cu picioruși alunecat. Iar aici facem un ui de lanț și o să schimbăm firul de ață, o să schimbăm culoarea. Strângem bine și scoatem
firul undeva în spate. Aici unde am început să tângem foarte, foarte bine. Și tot așa îl ascundem undeva în spate să nu se vadă. Puteți să o scoateți de câte ori doriți dumneavoastră. Trebuie să ajunge. Deci, aceasta este partea de aici. Acum vom continua tot cu acela, tot grosime, un fir de aceeași grosime, dar altă culoare. Facem acel lucru magic. Și într-un dintre spații ne prindem. Trei ochiuri de lanț ce țin locul unui prin picioruș. Cel de-al doilea picioruș dublu. Două lucruri de separare și în același spațiu încă două piciorușe duble. Uitați, mi-se la fel ca aici. Acum, aici, în primul spațiu, nu facem nimic. În cel de-al doilea spațiu, ne prindem cu picioruș dublu. Iarăși picioruș dublu. Două ochiuri de separare. Și în același spațiu, două piciorușe duble. Deci, aici, sărim. În cel al doilea spațiu, iarăși piciorul și dublu. Piciorul și dublu, iarăși. Două ochiuri de separare. Și în același spațiu, iarăși două piciorușe duble. Așa vom continua până la sfârșitul acestui rând. La sfârșitul acestui rând, ne unim aici de unde am plecat, cu piciorul și alunecat, și ne ducem cu piciorul și alunecat în acest spațiu. Aici. Deci o să o mai zic o dată. Deci, avem aici 24 de piciorușe duble. La primul rând, la cel de-al doilea rând avem 24 de piciorușe duble separate de un noi de lanț. Cel de-al treilea rând avem 24 de piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț. Iar aici, la rândul cu alb, avem un spațiu da, un spațiu da, un spațiu nu, un spațiu da, un spațiu nu. Avem câte patru piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț.
Acum, după ce ne-a dus în acest spațiu, continuăm. Trei lucruri de lanț, deci în locul de prin picioruși. Cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu. Unu, două, trei lucruri de separare. Și iarăși în același spațiu, trei piciorușe duble. Acum aici în următorul spațiu, iarăși trei piciorușe duble. Trei de separare și în același spațiu trei piciorușe duble. Și așa vom merge tot rândul. Iar ne facem aici în primul spațiu cu piciorușe dublu, două piciorușe duble, trei piciorușe duble, trei lucruri de separare și iarăși în același spațiu trei piciorușe duble. Deci la primul rând cu alb am avut patru piciorușe, două piciorușe duble, două lucruri de lanț, două piciorușe duble. Acum avem două, trei piciorușe duble, trei lucruri de lanț, trei piciorușe duble în același spațiu. Și iarăși în același spațiu, iarăși același lucru cum v-am spus și aici. Și așa vom continua tot acest rând. Și încheiem. Piciorușe alunecat. Ne ducem aici, în primul spațiu, piciorușul alunecat. Am ajuns. Facem 1, 2, 3 lucruri de lanț, cel lucruri de prin picioruș. Cel de-al doilea picioruș dublu. Cel de-al treilea picioruș dublu. Cel de-al patrulea picioruș dublu. Două lucruri de separare și tot în același spațiu, iarăși patru piciorușe duble. Deja trebuie să ne ies. Dăm pe croșetă și venim aici. Și facem iarăși patru piciorușe duble. Două lucruri de separare. Și iarăși patru piciorușe duble. Deci a trebuit să ne iese. Aici am avut două piciorușe duble spate de două lucruri de lanț, iar două piciorușe duble, aici trei piciorușe duble spate de trei lucruri de lanț și trei, iar trei piciorușe. Și acum avem patru piciorușe spate de două lucruri de lanț și iarăși patru piciorușe. Deci așa vom continua tot rândul. Deci continuăm până vom termina acest rând.
Încheiem acest rând. Piciorușa înnecat. Facem încă un ochi lanț. Și strângem. Iar aici vom schimba culoarea. Acest fir îl ascundem iarăși în spate, cum fac eu de obicei. Însă acum vom lua culoarea verde și vom face această bătaie de pe margine. Vom face acel nod magic care deja am obișnuit. Și aici. Aici ne vom prinde cu piciorul scurt. În următorul piciorul scurt. În următorul picioruș scurt. Aici, între, în mijlocul cel patru piciorușe, picioruș scurt, picioruș scurt, deci două piciorușe scurte vor veni aici în mijloc. Două ochiuri de separare și iarăși două piciorușe scurte în același loc. Deci acum iarăși aici în primul aici așa piciorul scurt, piciorul scurt, piciorul scurt. Deci în fiecare ochi piciorul scurt, era aici, între, tot așa piciorul scurt. Și la fiecare ochi dragi vine piciorul scurt. Este foarte ușor. Ia uitați. În mijloc iarăși vin două piciorușe scurte. Se parte de două ochiuri de lanț. Iarăși în același loc două piciorușe scurte și tot așa vom continua. Piciorul scurt, piciorul scurt, este foarte, foarte ușor. Aici între, din spatele ăsta iarăși vine piciorul scurt. Ia uitați, iarăși piciorul scurt. Și așa vom continua până la sfârșitul rândului nostru. Am ajuns la sfârșitul acestui rând. Iar aici, așa vom încheia.
facem un uite lanț, strângem puțin. Un tăiafirul. Tragem. Iar aici. Undeva așa. Și scoatem acest fir în spate. Aici îl ascundem, ca de obicei. Îl tăiem să nu se vadă. Aceasta este rotița noastră, pe care am făcut-o. La fel ca cea de miliu, după modelul meu, trebuie să mă arit să vedeți și cum se prind pentru a face forma acest rumb. Să-l faceți chiar și pe rotund, deci una la mijloc și celelalte pe margine. Este o rotiță foarte ușoară. Ce să vă zic, eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc pentru că croșetați împreună cu mine. Vă rog să vă abonați la canalul meu. Să apăsați clopoțel pentru a primi primii notificare când postez, când croșetăm ceva împreună. Sper să vă plăcut ce am făcut astăzi. Vă aștept cât de curând. Sper să aveți o zi bună. La revedere!